Mai să ne ridicăm Domnului să deschidem scripturile în cartea Iona, capitolul 3, citim cele 10 versete ale capitolului 3. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare și vestește acolo strigarea pe care ce voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de trei zile. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Nenive va fi nimicită. Oamenii din Nenive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive, el s-a scolat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușa. Și a trimis să se dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce are și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cerea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a făcut. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Nu demult s-a mai vorbit din cartea Iona și vom continua să mai avem o serie de învățături pe linia aceasta. Și în această seară aș vrea să vorbesc despre Dumnezeu în cartea Iona. Sfintele Scripturi îl au în centru pe Dumnezeu. Chiar dacă vorbesc despre Avram sau despre David sau despre Iona sau despre alte și alte personaje biblice. Cartea aceasta îl are în centru pe Dumnezeu. Cartea aceasta îl descoperă pe Dumnezeu, îl revelează pe Dumnezeu. Și cartea Iona este una mai ciudată, una mai specială, una mai deosebită, una care trece dincolo de tiparul evreiesc, dincolo de tiparul iudaic, pentru că scoate în evidență câteva trăsături de caracter ale lui Dumnezeu, vorbesc despre calitățile lui Dumnezeu, vorbesc câteva, despre câteva uh, lucruri referitoare la natura lui Dumnezeu, la atitudinile lui Dumnezeu. Îl descoperă pe un Dumnezeu necunoscut încă până atunci. Un Dumnezeu necunoscut celorlalți, un Dumnezeu puțin diferit față de imaginea pe care o aveau evreii de până atunci. Și poate un Dumnezeu necunoscut și unora dintre noi din anumite puncte de vedere. De aceea aș vrea, pe scurt, să vorbesc despre Dumnezeu așa cum ni se descoperă el în cartea Iona. Câteva atitudini pe care Dumnezeu le are, câteva calități sau câteva atribute, câteva trăsături de caracter cu care poate și noi ne putem întâlni deseori în viață, cu care deseori ne putem confrunta și noi în viață. În primul rând, ceea ce descoperă cartea Iona cu privire la Dumnezeu este un adevăr fundamental. Și anume că Dumnezeu vorbește. Cartea aceasta începe tocmai cu aceste cuvinte. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona. Capitolul 3 începe cu aceleași cuvinte. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Cert este că Dumnezeu, da, Domnul vorbește. Și în seara aceasta o să mă leg de Cartea Iona, dar și de Psalmul 50, în care se reiterează mereu acest adevăr fundamental al Scripturilor, că Dumnezeul nostru vine și nu tace, Dumnezeu vorbește. Însă Dumnezeu vorbește celui ce ia seama, celui ce este dispus să asculte. Ascultă poporul meu și îți voi vorbi. Ascultă-mă, Israele, și te voi înștiința. Cert este că Dumnezeu nu vorbește doar ca să vorbească. Noi poate ne întâlnim cu cineva și vorbim ca să treacă timpul sau pentru că să nu fim ridicoli. Dumnezeu nu vorbește ca să treacă timpul. Dumnezeu nu vorbește ca să ne informeze. Noi suntem curioși și deseori vrem ca Dumnezeu să ne vorbească ce se va întâmpla în Rusia, în Ucraina, ce se va întâmpla în Ninive, ce se va întâmpla în anul viitor. Suntem curioși, ne -am, am fi interesați să aflăm ce spune Dumnezeu cu privire la un lucru sau altul. Dar Dumnezeu vorbește nu așa ca să se bage în seamă, nu ca să, se ca să treacă timpul, nu ca să satisfacă curiozitățile noastre, ci Dumnezeu vorbește ca noi să împlinim. Deci Dumnezeu are pretenția că atunci când vorbește, el nu vorbește așa. Ca să fie vorbit, să spună și el câteva cuvinte. Dumnezeu vorbește și are pretenția ca omul să ia seama, omul să asculte, omul să împlinească. De aceea, Iona este avizat. Dumnezeu nu vorbește ca să treacă timpul. Problema mare a noastră este că de multe ori noi vrem să ne vorbească Dumnezeu, suntem curioși. Vrem să știm ce mai spune Dumnezeu, vrem să știm care este poziția lui Dumnezeu față de un lucru sau altul, însă întotdeauna când Dumnezeu vorbește, vorbește cu omul și are așteptarea ca omul să-i aseamă și să împlinească. Altfel, cuvintele acelea vor fi altceva pentru noi decât binecuvântare. Spunea tot Psalmul 50. Dumnezeu zice însă celui rău. Și când spune celui rău, nu se oferă nici la diavolul, nu se, ofer, nu se referă nici la vreun păgân, ci se referă la cei care, spunea, ce tot înșiri tu legile mele. Evreii aveau poruncile, cele 10 porunci, și le înșirau, le luau una după alta. Uh, ei le purtau, aveau ciucuri, aveau la ușă tot felul de semne pe care le purtau la gât, pe mânecă și înșirau legile pe mâna stângă, pe mâna dreaptă și aveau tot felul de semne de un fel sau de altul. Erau evlavioși, am spune noi, înșirau legile, dar pe Dumnezeu nu-L impresionează asta. Că poți să cunoști Biblia pe de rost, dacă nu împlinești, nu ți ajută la nimic. Ce tot în legile mele și ai în gură legământul meu când arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dai drumul gurii la rău, inima ta urzește planul pline de viclășug, stai și vorbești împotriva fratelui tău, iată ce ai făcut și eu am tăcut, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește lui Iona, Dumnezeu vorbește corăbierilor, Dumnezeu vorbește cetății Ninive, Dumnezeu vorbește. Dumnezeu se descoperă, Dumnezeu se revelează în natură, Dumnezeu se revelează în scriptură, Dumnezeu se revelează prin poporul său, Dumnezeu se descoperă prin robii săi. Și eu cred că Dumnezeu vorbește și astăzi. În al doilea rând, Dumnezeu în cartea Iona cheamă, cheamă oamenii, cheamă oamenii la pocăință, cheamă oamenii la sfințire, Dumnezeu cheamă oamenii la slujire, îl cheamă pe Iona. Și în seara aceasta vreau să fii sigur de acest adevăr, Dumnezeu te cheamă și pe tine. Problema noastră este că noi Poate după zeci de ani de pocăință încă nu ne-am aflat slujirea. Încă n-am descoperit locul în care ne-a așezat Dumnezeu. Încă n-am identificat chemarea noastră, rolul nostru în biserică. Cert este că Dumnezeu cheamă pe fiecare. Nu doar păstorii, nu doar învățătorii, nu doar coriștii, nu doar cântăreții, nu doar unii sau alții. Și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare. Dumnezeu cheamă pământul de la răsăritul soarelui și până la asfincitul lui. Dumnezeu cheamă, strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Dumnezeu cheamă. Și în seara aceasta vocea lui se aude. Și el vorbește când într-un fel și când într-altul și Dumnezeu cheamă într-un mod și cheamă în altul. Pe corăbieri a chemat prin furtună, pe Niniviteni printr-un mesaj profetic, pe Iona l-a chemat în diverse moduri. Cert este că Dumnezeu cheamă și continuă încă astăzi să cheme. Nu știu până când. Nu știu până când se va mai auzi această chemare a lui Dumnezeu. S-ar putea că în seara aceasta să fie ultima chemare a lui Dumnezeu. S-ar putea că va fi ultima chemare. Noi nu putem ști. Însă în momentele acestea Dumnezeu încă, încă mai cheamă. Cheamă oameni la pocăință. Cheamă oameni la mântuire. Cheamă oameni la sfințire. Cheamă oameni la slujire. Și să găsească Domnul Iniem dornice să asculte această chemare. În al treilea rând, Dumnezeu în cartea Iona este interesat de caracter. Un Dumnezeu care pretinde dreptate, pretinde bunătate, pretinde dragoste, pretinde adevăr, pretinde milă, pretinde ascultare. Dumnezeu are pretenții. Dumnezeu are așteptări. În religiile păgâne, de obicei, zeii pe care îi aveau ei, Dumnezeii pe care îi aveau ei, nu aveau așteptări morale, nu aveau principii morale. Se spunea, Dumnezeu este o noțiune acolo undeva, construiește un templu cât mai frumos, dedică-i ceva timp din timpul tău să ai niște sărbători, dedică-i ceva din banii tăi, adu-i ofrande, adui ceva, jertfă și s-a terminat. Te-ai spălat pe mâini, ți-ai făcut treaba și ai plecat. Trăiești cum vrei, faci ce vrei, că pe Dumnezeu nu-L interesează ce faci tu aici. E bine, din păcate, noțiunile acestea se repetă. Și auzi din ce în ce mai mulți copii sau tineri sau adolescenți sau chiar oameni mai în vârstă. Ce-L interesează pe Dumnezeu? Adică, are Dumnezeu vreo pretenție, vreo așteptare? Îi pasă lui Dumnezeu de ceea ce fac eu? De banii mei, de timpul meu, de hainele mele, de mâncarea mea, de viața mea, de timpul meu, cum îl... Ce-i pasă lui Dumnezeu? Ce-l interesează pe Dumnezeu? Cum îmi chelt eu banii? Cum îmi petrec eu timpul? Ce-i pasă lui Dumnezeu? ce îmi place mie sau ce nu-mi place? Sau la ce mă gândesc eu? Sau ce fac eu? Sau cum vorbesc eu? E interesat Dumnezeu de asta? Îl văd aici pe un Dumnezeu interesat. Da, lui Dumnezeu îi pasă. Istoria aceasta a orașului Ninive, a cetății Ninive. Ninive, capitala Imperiului Asirian. Cel mai violent imperiu din istoria omenirii. Cel mai crud. Acte barbarice. Oamenii aceștia nu, nu respectau legile, războiului războiul are și el niște legi. Bun, ucizi pe cel care te poate ucide, cel care este un pericol pentru tine, o amenințare, ucizi ca să te aperi sau... Mă rog, dar lași în pace femeile, lași copiii în pace, lași bătrânii în pace, lași animalele în pace, lași casele în pace. Ori nu, oamenii aceștia distrugeau totul, omorau totul, dar nu omorau. Pentru ei a era o plăcere sadică, dar nu omorau oricum. Uh, au ajuns performanța asta să inventeze uh, cele mai sadice mijloace de tortură. Plăcerea lor era să să-l chinuie pe om, nu să-l omoare, să-i să prelungească viața în chinul. Și au, uh, nu, nu vreau, vreau să mâncați bine, vreau să dormiți bine. Dar aveau multe mijloace de tortură, cele mai multe le-au inventat ei. Să chinuie oameni. E Dumnezeu interesat de asta? Când Dumnezeu intervine, când Dumnezeu aduce un ultimatum, 40 de zile nimive va fi nimicită. Da, lui Dumnezeu îi pasă. Lui Dumnezeu îi pasă, Dumnezeu este interesat de dreptate. Îi pasă lui Dumnezeu și oamenii se întreabă, E interesat Dumnezeu dacă tu minci sau nu? Dacă tu înșeli sau nu? Este interesat Dumnezeu dacă tu faci dreptate sau nu? Dacă tu vorbești de rău pe unul sau pe altul, e interesat Dumnezeu? Amin. Cartea Iona ne arată că Dumnezeu este interesat de caracter mai mult decât de jertfă. Amin. Nu pentru jertfele tale te mustru, spunea Dumnezeu, că arderile tale de, de tot stau necurmat înaintea mea. Dumnezeu pretinde bunătate, milă voiesc și nu jertfă, bunătate voiesc și nu jertfă. Jertfa noastră nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu, atâta vreme cât caracterul nostru nu este integru, atâta vreme cât suntem încăpățânați, atâta, atâta vreme cât suntem plini de răutate, de invidie, vorbim de rău. Dumnezeu este interesat de asta, profund interesat și profund supărat. Și chiar dacă am cântat noi frumos și am avea cele mai frumoase slujbe, Dumnezeu nu este impresionat de asta. De aceea în cartea Iona ni se descoperă acest Dumnezeu încă o dată, dacă mai era nevoie, un Dumnezeu care este interesat de dragoste pentru semeni. Nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu dacă îl urăști pe aproapele tău a venit un învățător al legii și a spus, Doamne, dar eu, eu îl iubesc pe Dumnezeu, eu împlinesc legea. Și dacă împlinești legea, hai să vedem dacă o faci într-adevăr. Îl iubești pe aproapele tău, dar cine e aproapele meu? Că aproapele meu pentru ei, aproapele era unul ca mine. Să aibă credința mea, să aibă convingerile mele și dacă e ca mine, e aproapele meu și îl iubesc și îl apreciez. Unul care are altă opinie, altă, ce știu eu, e altfel, e diferit, am nicio obligație. Și Domnul Iisus aduce acea pildă a samariteanului. Un preot și un levit mergeau spre templu să se închine. Abia aștepta Dumnezeu să vină levitul să cânte. Abia aștepta. Era Dumnezeu și freca mâinile. Abia aștept să vină să-mi zică ceva din chitară. Nu? E acolo un om amărât. Lasă-l pe el, că Dumnezeu, ce are treabă Dumnezeu cu asta? Îi pasă lui Dumnezeu de amărâtul acela? Dumnezeu abia așteaptă cântarea mea. Trece și preotul pe acolo, se așează încă o dată hainele, strânge nodul la cravată, abia aștept să merg acolo. Dumnezeu abia așteaptă slujirea mea, predica mea, rugăciunea mea. Lasă pe amărâtul acela acolo în continuare. Să vină un om care înțelege ceva mai mult, că adevărata religie nu e să cânti, să te rogi, să vii, să-i să spui nu știu ce lui Dumnezeu. Dar relația cu Dumnezeu trece prin relația pe care o ai cu semenul tău, cu aproapele tău. Cum te raportezi la cel de lângă tine? De asta e interesat Dumnezeu. Și de aceea cel învățător al legii în, înțelege într-un sfârșit că Dumnezeu este interesat de caracter și nu de religiozitatea ta și nu de cântarea sau de rugăciunea ta, cât de ceea ce faci tu, cum te porți cu aproapele tău. Și Dumnezeu era interesat cum se poartă Ninive, cu vecinii, cu ceilalți oameni, cât de sadici, cât de violenți, sâlnicie, un cuvânt atât de uh, greu, violență, sadism, un popor feroce, cum n-a mai fost niciodată în istorie. Dumnezeu este interesat și vrea să pună capăt acestei gândiri, acestui mod de viață, acestui fel de a fi. Dumnezeu n-a mai suportat, pentru că el nu suportă păcatul, nu suportă răutatea. Nu le suportă. Noi trebuie să înțelegem asta. Că Dumnezeu este interesat, profund interesat de asta. Profeții mici, așa cum îi cunoaștem noi, mici, nu că erau mici de statură, nu că erau mici ca importanță, dar mici în sensul că au scris mai puține capitole, au avut niște profeții mai concentrate, mai mici. Au scris foarte mult despre păcatele poporului lui Dumnezeu și cele mai multe din aceste păcate pe care le-a condamnat Dumnezeu prin profeții aceștia mici, profeții minori, au fost păcatele sociale. Nedreptatea socială, Patronul care nu-și plătește angajații la timp sau nu-i plătește deloc, e Dumnezeu interesat de asta? Oamenii care mâncau casele văduvelor, care luau, luau din cinuistea lor, care furau, care înșelau, care mințeau, e Dumnezeu interesat de asta? Sau Dumnezeu e interesat doar așa, că să cântăm bine, performanță muzicală, oratorică, să fie frumos, să apară bine și în rest, Trăim fiecare cum vrem, că până la urmă ce-i pasă lui Dumnezeu? E interesat Dumnezeu de ce fac eu, de banii mei, de timpul meu? Eu până la urmă fac ce vreau. Nu, că asta e mentalitatea, nu-i pasă lui Dumnezeu. Nu este interesat Dumnezeu. Și totuși, cartea Iona ne arată că Dumnezeu este interesat. Îmi spune Dumnezeu, du-te la Ninive. Ah. fac ce vreau cu banii mei, cumpăr bilet și mă duc la și timpul meu. Să mai meargă și alții. Mă duc la Ninive. Ce? Interesat Dumnezeu de asta? Ce spuneți? Interesat Dumnezeu de asta? E supărat Dumnezeu dacă eu n-ascult? Oare se, se supără Dumnezeu așa tare că eu mă duc la Ninive sau, mă duc, sau nu mă duc la Ninive și mă duc la Tar? Se supără Dumnezeu? E neascultarea un păcat așa de mare? Sau facem ce vrem, că până la urmă las că Dumnezeu iartă, Dumnezeu e bun, nu-i nu pasă lui Dumnezeu. Avem mentalitatea asta, gândirea asta, că nu-i pasă, Dumnezeu nu e chiar așa de interesat de asta. Vorba românului, las că merge așa-așa, Dumnezeu e român, la el merge așa-așa, înțelege el. În al patrulea rând, cartea Iona ne arată că Dumnezeu este în controlul naturii. Dumnezeu este suveran. El este în controlul Universului. Iona face și el ce vrea, cum facem și noi, ce vrem. O ia în direcție opusă, nu stă acasă, nu spune, nu mă duc, ci parcă să-i fac în ciudă, îmi spui, stânga, eu dreapta. Vreau să le fac pe dos. Și Dumnezeu te clanșează pe mare o furtună. Nu se așteptau, curăbiei nu se așteptau, a venit din senin, pentru ei era un miracol că s-a pornit furtuna asta din senin, probabil numai bine, ce a pășit Iona pe barcă, deja au început vânturile. Și ce face omul când este în furtună? Cheamă fiecare pe Dumnezeul lui, se roagă și parcă îi văd pe religioși, religioși vremii, fiecare cu Dumnezeul lui, fiecare cu religia lui, fiecare cu credința lui, cum începe să, să se aranjeze bâinii, să, să, vezi când mă rog eu. Acum să vezi religia mea. Eu, eu am pile, eu am un Dumnezeu, să vedeți, să stați puțin, nu mai să așteptați că mă rog eu. Și începe unul să se roage și strigă și strigă Dumnezeul lui, cum îl chema, vino, potolește furtuna și în timp ce se ruga el, îl mai scutră barca, îl și-aruncă într-o parte. Mai dă și cu capul de ceva. Fortuna în loc să se liniștească, începe mai tare și începe al doilea, las că mă rog eu, că al tău nu e, a meu e mai puternică. Întotdeauna în vechime erau disputele astea teologice, care Dumnezeu e mai puternic, care e mai... Dumnezeii mei și fiecare cu Dumnezeul lui. Și au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au strigat și au strigat și în loc să se potolească furtuna, furtuna era tot mai mare. Mai este vreun Dumnezeu, mai este cineva care poate să țină în control furtuna? Mai este cineva care are vântul în mână ca să spună oprește-te? Este cineva care deține controlul asupra mării? Este cineva, mai este un Dumnezeu? S-au întrebat Căutând pe acolo, poate ascunzându-se, au dat dintr-o dată un om care doarme. Liniștit, el n-are nicio treabă, așa cum dorm destui prin biserici. Ce-i cu tine? Sunt evreu, sunt penticostal, sunt botezat în apă, sunt botezat cu Duhul Sfânt, eticheta sună bine. Sunt evreu, mă tem de Dumnezeu, Dumnezeul care a făcut mare și uscatul, cunoaște ideologia, suveran, creator, El le-a făcut pe toate. Și care e problema? Eu fug de Dumnezeu. Eu fug de Dumnezeu. Observați, fug. Unii fug, nu dar merg încet. Fug de Dumnezeu. Nu înspre Dumnezeu. Bun, și Dumnezeu s-a supărat pe mine. Bun, dar din cauza ta suferim noi din cauza ta mor oameni nevinovați. Ce să facem? Aruncați-mă în mare, mi-e și așa, nu prea-mi convine să trăiesc cu un astfel de Dumnezeu, cu astfel de chemări, cu astfel de privilegii. Aruncați-mă în mare și mare se va potoli față de voi. Oamenii ce au mai insistat, nu, lasă că poate, poate rezolvăm cumva, poate e o coincidență, așteptăm, poate trece totuși furtuna asta, mai așteptăm ceva timp. Mai că furtuna era din ce în ce mai mare. Ion a insistat și el abia aștepta să moară. Hai, aruncați-mă dată în mare. Nu era, nu, n-avea curaj să se sinucidă, mai bine să-l moare alții. Aruncați-mă în mare. Până la urmă au zis, dacă tot atâta insisti, cum să nu? Și l-au aruncat în mare. Cum l a aruncat în mare, exact în acel moment, exact în acel moment, când Ion a fost aruncat peste bord, în același moment s-a oprit dintr-o dată furtuna. Dintr-o dată, parcă Totul a devenit brusc liniște, pace, s-a oprit vântul, furtuna, valurile, totul s-a oprit dintr-o dată și pe oamenii cei a apucat o mare frică și au spus într-adevăr ce spunea omul acela, e așa. Adică Dumnezeul lui este în control. L-am aruncat, am rezolvat problema. Da, Dumnezeu este în controlul naturii. El este su suveran, slăvit să fie în numele lui. Dar Dumnezeu care e în controlul naturii, tocmai atunci vorbește și El cu peștele acela mare, balena de nouă fără un sfert. El pe Iona. Dumnezeu a vorbit peștelui, că nu uitați, Dumnezeu vorbește. El vorbește, vorbește stelele, stelelor, vorbește soarelui, vorbește pământului, vorbește naturii, vorbește vântului, vorbește mării. El vorbește, El vorbește peștelui. Și Dumnezeu vorbește peștelui, peștele înghite pe Iona. Și acum trei zile și trei nopți, Iona stă acolo. Supărat. Îndurerat. Dar tot, tot nepocăi, tot plin de, plin de. Numai că n -are ce face, își dorește mult să moară. El s-a gândit, mă aruncă în apă, cât poți să treci, cât timp ai nevoie să te înneci. Cinci minute, șase, s-a terminat. Dar nu e așa trei zile și trei nopți. Chinuit. Chinuit acolo cu papura în jurul gâtului, cu toate astea și începe el să vadă lucrurile. Dar se pocăiește Iona. Până la urmă se roagă. Și Dumnezeu a vorbit din nou peștelui. Și Iona, -a, și Iona a fost aruncat din nou pe uscat. Iona se duce în oraș, vestește strigarea după care se urcă pe deal și abia așteaptă să vadă apocalipsa, scenariile apocaliptice. Abia așteaptă să vadă, ce știu, un meteorit ceva căzând pe, peste Ninive, distrugând bombe, rachete, să vadă ceva, aștepta distrugerea, aștepta că există acel sentiment de răzbunare, abia aștept să, acum mai termine Dumnezeu, acum le dă cu vârf și îndesat pentru toată violența lor, pentru toată răutatea lor, pentru toată cruzimea lor, abia aștept momentul acela. Și Dumnezeu, care este interesat de noi și nu numai de dreptate, dar și de binele nostru, ca să-i facă bine lui Iona, vorbește cu natura și dintr-o dată, așa, din senin, în mod miraculos, crește un arbust, un copac, îi face umbră, un umbrar, nu mai potrivi, n-avea Iona, de unde, de unde umbrelă de soare? Dar îi face Dumnezeu umbrelă naturală. Numai că tot Dumnezeu, la un moment dat, vorbește ca așa face Dumnezeu, când ne dă, când ne ia, când... Vorbește Dumnezeu cu un vierme. Și viermele roade la rădăcina copacului și copacul se usucă. Tot așa, cum vin, așa pleacă binecuvântările. Și Dumnezeu vorbește și el continuă să vorbească. Dumnezeu vorbește naturii. Dumnezeu este în controlul naturii, slăvit și binecuvântat să fie numele lui. Asta ne arată cartea Iona. Dumnezeu este suveran. El este creator și el ține toate în mâna lui. Dar în al cincilea rând, cartea Iona ne prezintă pe un Dumnezeu care este la cârma istoriei. Dumnezeu este la cârma istoriei. Orașul Ninive, cel mai mare oraș din vremea aceea, cel mai puternic imperiu, cei mai puternici oameni, cei mai duri, un împărat care și-a atins apogeul puterii, a reușit să stăpânească, a reușit să cucerească țări din jurul lui, s-a extins și acum e acolo puternic, se crede invincibil, se crede mare și tare, dar vine un mesaj că este cineva care decide soarta împăraților. Este cineva care e la cârma istoriei. Cineva care spune că eu ridic împărat și eu îi cobor. Da, Dumnezeul nostru, El ridică și El coboară. Oamenii se cred invincibili, oamenii se cred puternici. Dar nu e așa. Și istoria ne-a arătat de atâtea ori și nebucadnețar să mărturie și faraon a stat mărturie și împăratul din Ninive stă mărturie. Și Hitler stă mărturie, și Ceaușescu stă mărturie, și peste puțin, și Putin o să fie mărturie, și Zelenski o să fie mărturie, și Biden o să fie mărturie, și oricine din lumea asta care se crede cumva că este acolo pentru că trebuie să afle acest adevăr fundamental. Dumnezeu este la cărma istoriei. Și așa, din senin, te poți trezi că te duci de aici să vezi că a murit, nu mai este. L-au lichidat. Dumnezeu nu are nevoie de nu știu cât timp. Dumnezeu este suveran. El ține în mână soarta omenirii. Oamenii cred, facem noi ce vrem, noi, asirienii, suntem puternici. Noi cucerim, noi avem putere, noi decidem. Toată soarta omenirii e în mâna noastră. Oamenii depind de noi. Și vine un mesaj. 40 de zile mai aveți, s-a terminat. 40 de zile s-a terminat cu imperiul vostru, cu puterea voastră, cu slava voastră, cu tot ce vreți voi, cu bogăția voastră. Pentru că Biblia ne îl prezintă pe acest Dumnezeu care este la cârma istoriei, este și va rămâne pentru că este suveran și scaunul lui de domnie se ridică deasupra oricărui scaun de domnie. Amin. Da, El este pe tronul Universului și continuă, este și astăzi, în 2022, Dumnezeu este pe scaunul de domnie. Și toți împărații Pământului și toți domnitorii, oricât s-ar răscula, oricât, oricâte planuri ar face, orice ar face, vor afla într-o zi că sunt, de fapt, egal cu nimic și egal cu nimeni. Oricât de puternici se cred și cât de mari se pot crede oamenii, Dumnezeu este suveran. Dar, în al șaselea rând, Cartea Iona ne arată și ne-l prezintă pe un Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Lui Dumnezeu îi pasă, Lui Dumnezeu îi este milă de cel care îl cheamă dintr-o inimă curată, de cel care se pocăiește. Corabierii când au avut experiența furtunii, când au văzut miracolul acesta, când au, au trecut prin experiența asta, au fost cuprinși de o teamă sfântă, au făcut juruințe înaintea Lui Dumnezeu, au dus jertfe și Dumnezeu le ascultat rugăciunea că ei s-au rugat și au spus, Doamne, nu ne pedepsi pe noi din pricina omului acestuia. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Iona, trei zile și trei nopți, a stat acolo în pântecele peștelui și în cele din urmă s-a rugat. Eu cred că Iona s-a rugat abia în a treia zi. Că a ținut așa cu... Cum o țin oamenii? Când sunt încăpățânați, așa merg. Și are și Dumnezeu metodele lui. Și dacă chiar vrei să le descoperi, poftă bună. Dar bine ar fi să înțelegi de bună voie. Amin. Nu era mai bine, nu era mai frumos Iona când ți-a spus Dumnezeu, du-te la Ninive să spui, cât costă biletul de aici la Ninive? Hai să mă programez, hai să mă duc, ca e bine, să mă duc. L-ar fi ajutat Dumnezeu cumva, că tot poartă de grijă, să ai umbră, să ai un mijloc de transport, să-ți plătească cineva biletul, nu? Se îngrijea Dumnezeu are. Las că lui Dumnezeu că eu o iau pe invers, o iau unde vreau, iau, unde fac eu ce vreau cu banii mei, cu timpul meu, cu resursele mele. Și a trebuit să simtă din plin, să guste din plin amărăciunea păcatului. Și acolo însă Iona se pocăiește și dacă omul se pocăiește, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dar oamenii din Ninive, oamenii din Ninive, împăratul din Ninive, când au auzit vestirea asta, oamenii au crezut în Dumnezeu. Nu în Iona, au crezut în Dumnezeu. Nu aveau multe șanse. Iona nu le-a spus, dacă vă pocăiți Dumnezeu. Nu, nu, Iona nu are nicio evanghelie acolo. -are, el are numai pedeapsă. el așa, că unii pocăiți, numai răzbunare, gata, iadul vă mănâncă, s-a terminat. Ați, gata, sunteți pecetuiți. Nu mai dau nicio șansă. Iona n-a dat nicio șansă. Ei întreabă aici, cine știe? Cine știe? Iona știa, dar n-a vrut să spună. Cine știe? Că el, el tocmai să spunea. De asta eu am vrut să mă duc la Tars. Că știam eu, știam că ești bun, că te înduri, că ierți. Și eu cu asta nu sunt de acord. Că vreau așa, să-i văd. Eu să-i văd cu ochii mei cum mor, cum gata s-a dus. Asta e plăcerea mea. Ei, dar Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Oamenii ceștia strigă către Dumnezeu, proclamă un post cum n-a n n mai existat în istorie, că așa se întâmplă de obicei. Oamenii care fac păcate cum nu s-au mai, mai, aflat în istorie, la fel și pocăințe, tot cum n-a mai fost în istorie. Nu, cam așa e. Oamenii din care afară de păcătoși devin, devin apoi din care afară de neprihăniți, că asta se întâmplă, adică e ceva e extra, ceva extra larg. Și oamenii aceștia se roagă, postesc, pun și animalele la post, pun toată lumea, toată lumea, de la cei mai mari până la cei mai mici. Asta înseamnă până și copiii. Nimeni n-a mâncat, nimeni n-a băut nimic. Gata, dacă tot murim, dar întâi postim, întâi ne rugăm să strige cu putere, să se întoarcă de la calea lor ce are să-și curățească mâinile, să se să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Și oamenii aceștia proclamă acel post și se roagă înainte lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a văzut ce făceau ei. Nu ce ziceau ei, ce făceau ei. Nu cum se rugau ei, ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce are Adică nu mai erau așa de violenți, nu erau așa de răutăcioși, nu erau așa de răzbunător, nu mai erau așa de sadici, își cereau iertare, începeau să fie prietenoși, să fie buni, să, să fie altfel. Și Dumnezeu a făcut asta. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea, slăvit să fie în numele Lui. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Dar acum, în al șaptelea rând, Cartea Iona ne prezintă un Dumnezeu care se îndură, un Dumnezeu care iartă. E cam ciudat. Nu prea suntem de acord cu asta. Nu prea ne place asta. Fratele fiului risipitor, stă exemplu. Nu prea ne place asta. Cum adică, eu slujesc de atâta vreme, eu nu ți ies din vorbă atâta timp iar acest fiu al tău ți-a mâncat banii cu femeile desfrânate și a bătut joc de tine, de onoarea ta, de onoarea familiei. Și acum îl primești ca pe fiul al tău și dai haina cea mai bună și îi faci o spăță, să se bucure. Nu suntem de acord cu asta. Cum adică să ierte Dumnezeu? Să șteargă complet vina, să anuleze pe diapsa? Să fac o grațiere definitivă. Cum să fie asta? Ion ai foarte supărat. Bine faci cu te mâini? Bine fac. Până la moarte. Mai bine mor decât să văd asta. Eu cu asta nu sunt de acord. Nu sunt de acord cu teologia asta. Nu-mi place teologia asta. Cum să ierte Dumnezeu pe cei mai răi oameni? Pe cei mai mari dintre păcătoși, cum adică să ierte Dumnezeu? Și atunci noi de care ne-am păcăit, noi care n-am pus o țigară în viața noastră, noi care n-am făcut asta și asta, cum adică? Dumnezeu iartă. Pe cei mai mari păcătoși Dumnezeu iartă. Pentru că diavolul duce pe oameni la una din două extreme. De obicei, de ce nu se pocăiesc oamenii? Pe de o parte există extrema. Oamenii care spun sunt prea păcătos. Am făcut prea multe păcate. Am întâlnit oameni care au spus prea mult păcat am făcut. Păi eu am făcut avort, mă mai iartă Dumnezeu. Păi eu am făcut asta, eu am făcut crime, eu am făcut asta, mă mai iartă pe mine Dumnezeu. Pe viața mea mă jur, zice Domnul că nu doresc moartea păcătosului, ci mai degrabă să se întoarcă de la calea lui ce are și să trăiască. Asta vrea Dumnezeu. O, da, eu am păcate multe, ca nisipul mării, păcate mari, de aici până la cer. Dar fi păcatele tale, roșii cum e purpura, dar fi cum e Cărmânzul. le voi face albe ca lâna. Oricât de multe ar fi păcatele tale, oricât de mare ar fi păcatele tale, Dumnezeu le iartă dacă te pocăiești. Pe cei mai răi oameni din istorie, pe cei mai mari păcătoși, Dumnezeu i-a iertat. Asta ne spune cartea Iona. Așadar te invit să nu folosești niciodată vorba asta, ești prea păcătos ca Dumnezeu să te iarte. Nu există prea păcătos pentru Dumnezeu. Există doar păcătoși care nu se pocăiesc, asta e altceva. Doar dacă nu te pocăiești, Dumnezeu nu te iartă. Dar dacă te pocăiești, oricare ar fi păcatele tale, oricâte ar fi păcatele tale, Dumnezeu te iartă. Dar mai este o altă extremă. Eu sunt prea bun. Eu n-am -am de ce să mă pocăiesc. Eu sunt prea sfânt ca să mă pocăiesc. Eu n-am de ce, eu n-am păcate. Doamne, eu îți mulțumesc. Eu nu sunt ca ceilalți oameni. Hrăpăreți, precurvar mincinoși, ticăloși, treaba lor, eu... Eu îți mulțumesc că eu, eu dau secială, eu fac rugăciuni, eu vin la biserică, eu sunt botezat, eu... Eu... eu. Și se întorc cu oamenii acasă, fără să fie socotiți, neprihăniți, fără să fie iertați, pentru că sunt prea buni. Pentru că diavolul îți va șopti ori într-o oreche, îți va spune că ești prea rău, prea păcătos, nu te mai iartă Dumnezeu, nu te mai ruga, că nu, nu, nu ai nicio șansă. Sau îți va șopti în altă oreche, tu nu ce bun ești față de ceilalți, uite în jurul tău ce... Uite, uite și tu. Și nu trebuie să te duci departe în baruri, Uite aici lângă tine, un vame și în biserică, uite, vai de el. Tu nu ce bun ești, ce sfânt ești tu, ce neprihănit ești tu te ar fi toți ca tine. Dumnezeu însă se îndură, Dumnezeu iartă, Dumnezeu primește, Dumnezeu se uită spre acești oameni, a văzut ce făceau ei și că se întorc de la calea lor ce are. Așadar, cartea Iona e o carte cam ciudată și Iona nu prea e de acord cu asta. De ce să ierte Dumnezeu? Ultimul verset din cartea Iona, vreau doar acesta să-l explic puțin, pentru că de multe ori poate redă o altă imagine sau o idei idee, spunea Dumnezeu și mie să nu fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor afară de o mulțime de vite. Cei peste 120.000 de oameni care nu știu să deosebească stânga de dreapta sunt de fapt copii care nu au ajuns să înțeleagă ce e bine și ce e rău, nu știu dacă îi spui stânga sau treaptă, deci copiii mici. Peste 120.000 de copii. Se uită Dumnezeu și spune, Iona, tu acum pentru un vierme, pentru un copac, vezi cât te super, vezi cât ești de interesat de, de, soarta lui acum, nu? Și vedem oamenii, animaliști, cum, vai, viața pisică, cât suferă. Și mie să nu fie milă de 120 de mii, peste 120 de mii de copii care plâng și eu să-i nimicesc acum pentru că ai tu chef, că așa ești tu pocăit acum, abia aștepți cum îi trăsnește Dumnezeu pe toți. Nu-i pasă, lui, nu pasă lui Dumnezeu de asta? Nu este interesat Dumnezeu de asta? Dar Dumnezeul nostru este interesat, Dumnezeul nostru iartă, Dumnezeul nostru se îndură, slăvit să fie numele Lui. De aceea închei spunând încă o dată că Dumnezeul nostru care se descoperă, care se revelează pe sine în Sfintele Scripturi, în cartea Iona, ni se arată așa într-o, cum să spun, într-o ipostază, parcă, parcă mai vie, în niște culori mult mai vii decât în altă parte. Un Dumnezeu care vorbește și are pretenția să fie ascultat și cuvântul lui este poruncă, adică el nu vorbește și spune, hai Iona să spun că la Ninive stăm și noi la o cafea să spun, băi ce răi sunt oamenii din Ninive. Ai aflat, ai auzit, hai să-ți mai trimit ceva, să afli și tu ce se mai întâmplă la Ninive. Nu e ona. Eu îți spun asta pentru că tu trebuie să te implici, să faci ceva vis-a-vis -vis de ce îți spun eu. Tu ești parte din soluție. De deci, aceea trebuie să faci ceva pentru asta. Pentru că bârfa nu e altceva decât când nu faci parte nici din soluție, nici din problemă, doar așa să pierdem vremea. Dumnezeu nu pierde vremea. Dumnezeu nu informează. Și Dumnezeu vorbește ca omul să împlinească, să facă ceva. Să... Dumnezeu cheamă pe oameni. Cheamă pe oameni la pocăință, la sfințire, la slujire. Dumnezeu este interesat de caracter. El pretinde dreptate, pretinde bunătate, pretinde adevăr, pretinde dragoste, pretinde milă, pretinde ascultare. Dumnezeu este suveran pentru că el este în controlul naturii, toate sunt în mâna lui. Tu faci ce vrei, dar s-ar putea că ieșind afară să înceapă furtuna și nu știu cine o va mai putea opri. Nu uita că Dumnezeu este în controlul naturii. Toate sunt în mâna lui. Dumnezeu este la cărma istoriei și inclusiv este la cărma istoriei vieții tale. El poate să-i pună punct oricând. Nu ești stăpân pe viața ta chiar cum te crezi. Dumnezeu ascultă rugăciunea, cel care se întoarce la Dumnezeu, cel care se pocăiește, este ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu iartă, Dumnezeu se îndură, dar nu uita că Dumnezeu judecă, Dumnezeu este drept și pretinde dreptate. De aceea Dumnezeu să continuă să se descopere fiecare dintre noi, să-L putem sluji și să-L putem binecuvânta. Amin.